albinelor. Au fost odată ca niciodată doi fii de împărat și fiii aceștia ai împăratului se hotărâră într-o bună zi să pornească în lume ca să-și încerce norocul. Însă norocul nu fu de partea lor, așa încât ei decăzură atât de mult și ajungeseră să trăiască viața atât de deșară că nu mai avură curaj să se întoarcă acasă, la părinții lor. Văzând că nu mai primește nicio veste de la ei, cel mai mic frate, care era poreclit prostuțul, porni la drum, în căutarea fraților săi. Când, în sfârșit, îi găsi, cei doi începură să-și bată joc de el. Auzi la el, prostuț și neștiutor cum e, chiar crede că se va descurca în lumea largă când noi așa de isteți suntem, cum suntem, n-am reușit? Totuși porniră toți trei la drum și merseră și merseră până dădură peste un mușuroi de furnici. Cei doi frați mari voiră să răscolească pentru a se amuza, văzând cum furnicile înspăimântate o iau razna în toate direcțiile, încercând să-și salveze ouăle. Dar prostuțul nu-i lăsă, spunându-le: lăsați bietele creaturi în pace, că nu pot să sufăr când văd că le chinuiți. Atunci merseră mai departe până ajunseră la un lac pe care nota o mulțime de rațe. Cei doi frați vurură să-și prindă câte una ca să le frigă, dar prostuțul iarăși nu-i lăsă și le spuse: lăsați bietele creaturi în pace, că nu pot să sufăr când văd că le omorâți. În cele din urmă ajunseră la un roi de albine aflat într-o scorbură, în trunchiul unui copac și care avea așa de multă miere că se prelingea de acum de pe tulpină. Cei doi vrură să facă focul sub copac, gândindu-se că astfel albinele or să se prăbușe, iar ei vor putea lua mierea. Dar prostuțul nu îi lăsa nici de data asta, grăindu-le astfel: dar ce aveți cu sărmanele? Lăsați drăguțele insecte în pace, că nu pot să sufăr când văd că le dați foc. În sfârșit, cei trei frați ajunseră la un palat, în ale cărui grajduri se aflau, ce credeți, numai cai de piatră, nu se zărea nici țipenie de om. Străbătură ei toate grajdurile până ajunseră la ultimul, iar în capătul lui dădură de o ușă ferecată cu trei lacăte. Și chiar în mijlocul ușii astea era o ferestruică prin care puteai vedea în odaie și când încolo, ce să vezi, un omuleț cărunt stătea în fața unei mese. Îl strigară ei pe moșnegel odată, îl strigară încă o dată, dar acesta tot nu răspundea. Când îl striga de-a treia oară, omulețul cel cărunt auzi, în sfârșit, apoi se ridică, descuie lacătele și ieși în prag. Nu scoase încă niciun cuvânt, ci îi duse la o masă încărcată cu tot felul de bunătăți, din care se înfructară după pofta inimii. Când se săturară, moșnegelul îi conduse pe fiecare la câte o odăiță ca să se odihnească. A doua zi de dimineață, bătrânelul veni la cel mai mare dintre frați și, făcându-i semn cu mâna ca să-l urmeze, îl duse la o masă de piatră pe care erau scrise trei sarcini, care trebuiau neapărat îndeplinite pentru ca palatul să fie izbăvit de cumplita vrajă. Prima suna cam așa: în pădure, sub covorul de mușchi, sunt ascunse cele 1000 de perle ale fiicei regelui. Aceste perle trebuie găsite într-o singură zi. În cazul în care chiar și una singură lipsește înainte de a sfinți dulsoarelui, căutătorul se va preface într-o stană de piatră. Fratele cel mare se duce să își încerce norocul, căută toată ziua, dar când soarele apuse nu avea decât 100 de perle și se întâmplă tocmai prezicerii scrise pe masă. Feciorul se transformă în stană de piatră. În următoarea zi își încercă
și fratele mijlociu puterile, dar nu îi merse cu mult mai bine decât fratelui mai mare. El găsi doar 200 de perle și astfel se transformă și el în stană de piatră. În sfârșit, veni și rândul lui prostuțul, care începu și el să caute sub covorul de mușchi. Era însă așa de greu să găsești perlele și totul mergea așa de încet, deznădujnuit, se așteaptă să bea o piatră și se puse pe plâns. Și cum plângea el așa, păru nu știu de unde regele furnicilor, căruia prostuțului salvase viața, și nu veni singur, ci însosit de 5.000 de furnici. Nu dură mult că suratele lui și găsiră perlele toate și le puseră într-o grămăjoară. Cea de-a doua sarcină era să recupereze de pe fundul lacului cheia de la iatacul fiicei regelui. Prostuțul se apropie de malul lacului și atunci cele două rațe care le salvase mai înainte de la pierzanie veniră spre el în not, apoi se scufundară și într-un sfârșit îi aduseră cheia din adâncuri. Însă cea de-a treia problemă era și mai grea. Flăcăul trebuia să o descopere pe cea mai tânără și cea mai grațioasă dintre cele trei prințese adormite ale regelui. Dar ele semănau așa de bine că nu se deosebeau cu nimic una de cealaltă, decât prin faptul că înainte de a cădea în somnul cel greu, cele trei mâncaseră dulciuri diferite, cea mai mare o bucată de zahăr, cea mijlocie băuse un pic de sirop, iar mezina luase o linguriță cu miere. Atunci ce să vezi? Apăru regina albinelor pe care prostuțul le salvase de la foc și, cercetând gura fiecărei dintre cele trei, rămase în cele din urmă pe gura domniței care mâncase miere și astfel putu feciorul de împărat să descopere că cea mai mică și mai grațioasă dintre cele trei prințese era cea care mâncase miere. Atunci vraja se rupse numai decât, palatul se trezi din somnul adânc, iar toți cei ce fuseseră prefăcuți în stană de piatră și recăpătară înfățișarea omenească. Prostuțul o luă de soție pe cea mai mică dintre fiicele regelui, iar după moartea acestuia, el urcă pe tronul țării, că despre ceilalți doi frați, el primire drept soții pe celelalte două prințese și au trăit cu toți fericiți până la adânci bătrâneți.